Trecut la boxul profesionist, acolo unde a disputat deja 4 meciuri, mușceleanul Răzvan Cojanu a fost prezent astăzi în studioul nostru de televiziune. Nu a venit singur, ci însoțit de Constantin Dia, primul său antrenor. Pentru că timpul nu-i permite să rămână mai mult în câmpul lung, luni, urmând să părăsească România cu destinația Statele Unite ale Americii, Răzvan a acceptat invitația noastră de a se destăinui în fața camerelor de luat vederi. Timp de aproape o oră și jumătate, Răzvan și Constantin Dia au discutat cu moderatorul Sorin Mățăoanu despre tot ceea ce înseamnă boxul pentru ei, amator și profesionist. Ești pregătit de la America și am venit să boxez în România. Cum neamț? Zic, sunt la casa la mine, sunt cu oamenii care... În spate. Ideea e când am intrat, când am pășit în sală... Ai simțit atmosfera din sală așa? M-am lăsat, cum au zis oamenii, puțin așteptat. N-a fost intenționată. Chestia a fost că meciul de fete s-a terminat foarte repede. Eu încă nu eram, nu pusese mânușile în mâini. Da, da. Asta a fost toată lăsatul așteptat. Nu, așa a fost să fie. A ieșit frumos că toată lumea a vrut, că l-a așteptat. În fine, ca un mare gămen. Dar mi-am pus chestia asta în gând. Sunt în România, oamenii sunt cu mine, când am intrat în sală s-a zbârlit părul pe mâini și pe cap, îl distrug. Trebuie să fac tot posibilul ca să-l distrug. Asta e un meci acasă. Nu e o glumă. Trebuie să câștig meciul ăsta înainte de limitare. Ce aș putea să mai spun? Îmi vin în minte niște versuri acum ale lui Alexandrii. Spuneți că știți. Zice el așa, mi-am văzut visul pochii, dar cum pot să mor ferice? Acum lumea ne cunoaște, român zice, viteaz zice. Și să sperăm zice Alexandrie în Odă Ostașilor Români, poezia lui. Înregistrarea integrală a emisiunii realizată astăzi veți avea ocazia să o urmăriți la Mușcel TV, luni seara, într-o ediție de colecție a emisiunii Sport Plus. Suntem siguri că atunci când Răzvan va însemna cu adevărat un nume în boxul profesionist, în ringul greilor, emisiunea va căpăta și o mai mare valoare.